Bună, Bogdan, ce faci? Bună, bine. Spune și tu la cameră că ăsta e episodul 204. Ăsta este episodul 204 din 3 minute pe zi cu Sabina Cornovac. Și tu ce cauți în fața camerei? Eu sunt în fața camerei pentru că am fost la 7-a ediție de Fotografom, organizat de tine, și am vorbit despre fotografia de eveniment. Care a fost întrebarea ta preferată? Întrebarea mea preferată? Aia cu viața personală? Aia a fost cea mai complicată, cred, dar da, mi-a plăcut foarte mult pentru că este foarte challenging, provocator, așa, ca să găsim o balanță între viața personală și profesională și trebuie să învățăm să facem asta, să acordăm timp pasiunilor noastre, hobby-urilor și familiei și prietenilor și da, a fost un pic provocatoare, dar mi-a plăcut foarte mult. Dar de ce ești fotograf de eveniment? Sunt fotograf de eveniment pentru că mie mi-a plăcut întotdeauna să surprind acțiunea, să surprind mișcarea, să surprind emoția. Asta m-a atras foarte mult la fotografie, să pot să imortalizez un moment și cumva asta mi s-a părut, este cel mai important lucru din fotografia de eveniment, să surprinzi și de aceea mă regăsesc în acest tip de fotografie cel mai bine. Am înțeles. Hai să vorbim un pic și de tehnică. Ce aparate, ce obiective recomanzi? Să zicem începătorilor. Hai să luăm așa. Fotograf începător care vrea să facă fotografie de eveniment, ce recomanzi? Îi recomand să-și ia un body bun, un aparat bunicel, ca să-l poată să-i țină nevoile unui eveniment, să-l satisfacă. Și recomand pe acel aparat bun, în cazul în care încă nu există posibilitatea de a investi foarte mult, există tot timpul opțiunea de a încheia diverse obiective care sunt mai bune decât cele pe care ni le permitem și astfel putem să avem un setup bun la eveniment. Și cred că asta este o variantă foarte bună în momentul de față, mai ales că sunt pe piață jucătorii suficienți pentru aparatură de închiriat și cred că este o opțiune destul de bună. Dar trebuie un body cât de cât ok, cât să poată să țină un eveniment destul de bine. Tu ce folosești acum? Un Sony, parcă, nu? Folosesc un Sony A7 III, Tamron 28-75, 35 Sigma, Sony 85 și Sony 16-35, blitzul de la Godox. Și mai am o întrebare pentru tine. Ce preferi mai mult? Fotografia de eveniment pentru corporații și branduri sau fotografia de nuntă? Ce mai aproape de sufletul tău? De sufletul meu cred că e un pic fotografia asta de familie, pentru că oamenii sunt foarte prietenoși, este un cadru foarte intim și îmi place să mă integrez acolo și să fac și o parte din povestea lor. Însă cele două stiluri se pupă foarte bine, pentru că majoritatea evenimentelor de PR și de corporație se întâmplă cu săptămânii. Și e frumos marțea să te duci la 11 până la 1 să fotografiezi un eveniment. Iar în weekend-uri sunt evenimentele de familie și cred că se pupă foarte bine cele două stiluri. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte tare, Bogdan. Eu mulțumesc. Te rog să îi rogi pe cei care ne urmăresc să-mi dea subscribe pe YouTube. Subscribe pe YouTube Sabina Cornovac. Neapărat 3 minute pe zi cu Sabina Cornovac. Hey. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc! Pa!